Un biciclist a fost lovit aseară pe o șosea dintr-o comună dâmbovițeană de un scuterist. Ambii bărbați se îndreptau spre casă. Asemănările nu se opresc aici. Amândoi erau beți și amândoi au ajuns la spital. Nu au apucat să ciocnească un pahar împreună, dar s-au ciocnit în drum spre casă. S-a întâmplat în localitatea Odobești din Dâmbovița. Cum era spre jos? Și mergea regulamentar? El mergea pe margine, bicicleta așa, el pe margine. Și de-n spate motoreta l-a luat în... Bărbatul de pe motoscooter a văzut altfel lucrurile. Nu știu că mi-a apărut o față. Regulamentar mergeați, nu? Da. Și v-a apărut în față. Așa, dintr-o dată. Cred că mergea pe o trasezie. Cert este că ambii bărbați erau beți. Trage aer tare în piept. Hai, și suflă tare. Dei, 078. Adică 4 beri. Biciclistul a băut și mai mult. Cei doi bărbați au rămas în spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele scuteristului pentru vătămare corporală din culpă.